După experiența de anul trecut, medicii de la Spitalul din Mioveni au înțeles că problemele trebuie separate, așa că au accesat un program european și au dotat spitalul cu tot ce era nevoie. De la ecograf la tomograf, plus că toate paturile din ATI au fiecare oxigen separat. Normal că va rămâne separat cel mare, exact cum s-a discutat de la începutul pandemiei în Spitalul Orășenesc Mioveni. În spitalul nou nu se poate face circuit COVID, deoarece avem o presiune negativă și asta ar însemna că riscăm să infectăm tot personalul și toți pacienții non-COVID. Acest spital își va desfășura, cred că curând, activitatea ca spital strict COVID. Ne aflăm acum, în momentul salonul acesta. În care suntem câte paturi are? Are 8 paturi, suntem în secția de anestezie și terapie intensivă. De fapt, este o terapie intensivă pentru pacienții COVID, cu 8 paturi dotate cu tot ce le trebuie. De la guri de oxigen până la ventilatoare, injectomate, monitoare de funcții vitale, tot ceea ce trebuie pentru a ne desfășura activitatea și a trata pacientul în mod corespunzător. Practic, personalul medical din acest spital va fi izolat de restul, având tot ce este nevoie în interior. Avem tot necesarul de aparatură pentru a trata acești pacienți și avem și aparatură pentru a ne proteja personalul în mod direct și indirect. Lângă noi avem un robot folosit pentru sterilizare, pentru dezinfecție, care folosește atât ultraviolete cât și nebulizare. El își face treaba singur după ce este băgat în priză. Oricum, totul aici arată ca un muzeu, dacă este. Da, momentan, fiind toată aparatura se află în conservare. Din păcate, din lipsă de medici ATI, ne aflăm în conservare. Curând se pare că vor fi detașați câțiva medici ATI și către acest spital. Capacitatea spitalului a fost mărită de la 12 la 17 locuri în ATI, iar în saloane s-a ajuns la 62 de locuri. Saloane, aici avem 20 de saloane, fiecare cu baie proprie, după cum se poate vedea, paturile sunt noi, cu telecomandă pentru confortul pacientului, fiecare pat are priză de oxigen și de aer comprimat, nu mai avem nevoie de concentratoare de oxigen, s-a renovat, s-a vopsit. Este destinat bolnavilor care... Bolnavilor COVID care nu au forme grave și nu necesită prezența lor în secția de terapie intensivă. Acum, deși arată bine, nimeni n-ar vrea să beneficieze. Absolut. Sperăm să fie cât mai puțin pentru binele cetățenilor. Trebuie să precizăm că în momentul de față Spitalul COVID de la Mioveni este închis. Este în conservare din lipsă de personal. Spitalul are stație proprie de oxigen. Evident, stație proprie de oxigen. Are concentratoare de oxigen, are un modul în care se poate stoca oxigen și încă o stație de oxigen care va fi construită. Investițiile totale au fost în jur de 10 milioane de euro prin fonduri europene, dar și aproximativ 10 miliarde de lei investiți de către Consiliul Local și Primărie. Sunteți mulțumit de cum arată acum Spitalul COVID, care este în așteptare de pacienți, să repetăm? Din punctul meu de vedere, da, și cred că și din punctul autorităților. Câte locuri are disponibile în caz de avarie? În caz de avarie maximă sunt 17 locuri de ATI și 67 de boli infecțioase. Primăria Mioveni a avut o participație de 10 milioane de lei pentru construirea stației de oxigen și a încăperii în care va funcționa remeneul.